Pro-România obține la aceste alegeri în județul Călărași peste 6%. Victor Ponta, președintele partidului prezent la Călărași vineri 25 mai, declara că, deși deschide lista la europarlamentare, nu va merge la Bruxelles. Noi am construit cu Pro-România o alternativă pentru toți cei care, ca și mine, au votat în 2016 și eu am făcut și campanie, nu doar că am votat, pentru PSD, ca să continue măsurile economice bune, să facă drumuri, să facă spitale, școli. De 2 ani jumătate avem numai scandal, dosare, dosarul lui Dragnea, dosarul lui Iohannis, iar scandal, iarăși și nimic concret făcut din ceea ce am promis în 2016. Mai sunt și alți oameni pe care îi apreciez și pe care mă bazez pe 26 mai. Sunt acei oameni care mi-au spus mereu, recunosc că ai luat măsuri foarte bune ca prim-ministru, dar eu nu te votez, că eu nu votez PSD-ul. Și atunci am reușit în această campanie să le spun, nu mai sunt la PSD, deci puteți să mă votați și nici nu mă întorc la PSD. În primul rând, sunt primul loc pe listă, în primul rând ca oamenii să știe că nu mai sunt la PSD, pentru că, haideți să fim cinstiți, în 2016 au luat o mulțime de voturi punându-mi fața mea pe pliante, nu? Cu ce umblau și pe aici prin Călărași PSD-știi? Cu fața lui Ponta. În al doilea rând, pentru că vreau să-mi asum lista de candidați. Am mai greșit când eram la PSD, am făcut listă și nu știam că pe locul 9 e o doamnă Dăncilă, de exemplu. Că a zis, nu m-am mai uitat până la locul 9, m-am uitat și eu la primii. Așa vreau să-i garantez pe toți cei care sunt pe listă. Însă, dacă vrei să schimbi ceva rapid, nu schimb de la Bruxelles. Dumneavoastră nu vă doriți această funcție? De prim-ministru? Dar de ce să vă mint să vă spun că n-aș mai vrea? Și acum, dincolo de glumă, nu candidez la funcția de președinte în acest an. Și nu candidez pentru că încă, cred că m-am grăbit în 2014 și vreau să, când fac lucrurile, să le fac cum trebuie. Dar altfel, în ceea ce privește zona de executiv, am sentimentul că nu mi-am dus la bun sfârșit un mandat. Aș fi vrut să-mi termin mandatul de prim-ministru, n-am putut să-l termin din cauza situației pe care o cunoașteți. Dacă în 2020, ca să vă răspund direct la întrebare, dacă în 2020 Pro-România va avea un scor suficient de mare la alegerile parlamentare, da, mi-aș dori să mă întorc în guvern alături de oameni cu care am guvernat bine, de Daniel Constantin, de Sorin Câmpeanu, de Nicu Bănicioiu, de cei cu care chiar am guvernat bine. Dar asta e valabil decembrie 2020.